velika mi je čast što mogu da pozdravim veoma drago za mene, veoma drage, lično za mene, veoma drage književnike iz Srbije. Îmi pare nespus de bine că pot să salut atâtea nume de scriitori importanți și mie dragi. Poštovani predstavnici, poštovani književnici, stimat scriitor, gosti, oaspeți, časni oci, preacucernici părinți, cucernici părinți, predstavnici medija, reprezentanții mass media, svi drugi dragi ljudi și toți prieteni. Želeo bih u ime generalnog konzulata i svoje lično ime, în numele Consulatului General al Serbiei și în numele personal, da vas najsrdačnije pozdravim. Doresc să vă salut cel mai cordial. I da prenesem velike pozdrave generalnom konzula koji je na zasluženom godišnjem odmoru. Și să transmit salutul, un mare salut din partea Consulului General al Serbiei, care este la, într-un concediu bine meritat. Nećete mi zameriti, danas sam posebno emotivna. Iertați-mă că sunt astăzi în mod special sub emoții. Jer u oči mog povratka za Srbiju prisustvujem jednom svečanom obeležavanju. Deci, practic o zi înainte de întoarcerea mea în Serbia, la încheierea mandatului, sunt prezent aici la un asemenea eveniment important. Obeležavanje 25 godina manifestacije. Deci, la 25-a ediție a zilelor schimbării la fața sârbilor din România. Gde mi, kao generalni konzulat, zajedno sa Savezom Srba, učestvujemo u proslavi preobraženja. Deci, împreună cu Uniunea Sârbilor din România, noi, Consulatul General al Serbiei, participăm la această mare sărbătoare. Nadam se da će i ove godine, kao i svih ovih prošlih godina. Sunt convinsă că și anul acesta, ca și în tot ceilalți ani, kao i svih prošlih godina, da? Da, biti uspešna za vas, kao književnici, da ćete provesti lepo. Că veți avea succes toți scriitorii care ați venit și sunt convinsă că veți petrece câteva zile și plăcute. Za koje sam sigurna će gospodin Gozdenović po programu, kao i svake godine, da pripremi zaista bogat i sadržan program. Deci sunt convinsă din ce am văzut că aveți un program pe care l-au pregătit foarte bogat de bază, cu ocazia a 25 de ani de, la, de când am început cu acest festival, care este unul, dacă nu cel mai important, al tuturor minorităților din România, îndrăznesc să spun a tuturor, chiar și luând în considerare cea mai mare și în toată diaspora sârbă. Želeo bih da kažem samo ovu jednu rečenicu i na srpskom izvinite, dakle 25. izdanje jubilarno Dana preobraženja Srba u Rumuniji, jedne od najznačajnijih manifestacija u srpskom rasejanju i sigurno najznačajnije kod svih srpskih, kod svih nacionalnih manjina u Rumuniji, uključujući i onu najveću. Mi smo ti koji imamo ovo. Hvala vam lepo i ja ću da zamolim njegovu prosteštenu. Hvala vam i veoma sam počastvovan danas ovde što sam prisutan u konzulatu Republike Srbije, mestu gde se... Sunt onorat că sunt prezent astăzi în Consulatul General al Serbiei aici. Mesto gde se kuje, i to dobro kuje, prijateljstvo između dva suseda naroda. Unde se kladește și bine și merituos prijatenia și bună vecinătate între cele două țări și popoare. Malo me trema pred piscima, kojima se klanjam. Am puține emoții în fața scriitorilor, în fața cărora mă închin. Imao sam sreću da u ovome svome životu imam u rukama dobre knjige. Am avut norocul că în viața mea de până acum am avut în mâini cărți bune. I čini mi se da su pisci i nekada i danas, verovatno i u buduće, ljudi koji bude savest u čitaocima. Mi se pare că și înainte, și acum, dar cred și în viitor, scriitorii sunt aceia care trezesc conștiința. Svakako, ono što rade, ne rade samo za sebe,
nego za mnoge druge. Și ceea ce fac, ce fac nu fac numai pentru sine, ci și, ci și pentru mulți alții. U našem slučaju ovde se radi vrlo često i o prevođenju knjiga sa jednog jezika na drugi, bilo sa srpskog na rumunski, bilo sa rumunskog na srpski. În cazul nostru este vorba și de traduceri, în primul rând, între noi, din limba sârbă în română, din română în sârbă. I na taj način se takođe prave mostovi između și în felul acesta se clădesc poduri între culturile celor două popoare. Uoči velikog praznika, Hristovog praznika, preobraženje gospodnjeg. În ajunul marii sărbători religioase închinate lui Hristos, sećamo se zilelor schimbării la față, sećamo se poruke toga praznika, avem și cuvintele, un fel de mesaj al acestei sărbători, koji su posebno u našim krajevima doneli calugeri sa Sinaia, Sinaiti, care în părțile noastre, la Bazia și în părțile noastre, la modul general, da, au adus călugării Sinaiti din Sinai. Din da, oni su posebno slavili svetlost, onu netvarnu svetlost, svetlost koja dolazi od Boga i obasava ceo svet, spolja i iznutra. Ei au slăvit acea lumină care vine de la Dumnezeu și dinăuntru și din afară. I zato sa radošću dočekujem ovaj praznik, a ja lično i posebno. Și de aceea cu bucurie întâmpinăm această sărbătoare. Da, što sam, e un mod deosebit. Dobio, ne znam po čemu, da budem taj jubilarni dobitnik nagrade 25. Pentru că am primit așa acest premiu și să fiu un fel de premiant cu ocazia acestui jubileu. Da, va, verovatno neki znaju, ja sam se bavio prevodom crkvenih pesama, u stvari sve su naše ovaj, crkvene knjige, m-am ocupat cu traducerea cărților bisericești, a poemelor bisericești, na govorni jezik, la limba actuală, contemporană, suočen sa jednom stvarnošću, a to je ovaj, kao svuda što se dešava ili skoro svuda da se asimila, da se manjine asimiliraju. Deci, traducând aceste cărți, am fost practic pus față în față cu acest proces inevitabil peste tot, încet și minoritățile se asimilează, ușima mi sunt asimilate. Poruka Svetoga Apostola Pavla Corințenima. Deci, țin în mine sau simt, aud în mine acest mesaj al Sfântului Paul, Paul, Paul da. Sfântul Corint, Paul către Corintien. Da, Corintien, da. Koje kaže, ako truba da nejasan glas, otkud znaju oni što slušaju, da li za spavanje ili za uzbunu? Dacă o trompetă dă un semn neclar, de unde știu cei care ascultă dacă este pentru culcare sau pentru trezire? Bože, mi prosti, ako pogrešim sada... Iartă-mă, Doamne, dacă greșesc. O, glavnom, naša bogosluženje su za uzbunu. În general, slujbele noastre sunt pentru... Cum se cază uzbunu? Trezire. Alarm. Alarm. Un fel de alarm. Da. A ima i one za spavanje, ja sam... Dar există și acele de adormit. Da. Hvala vam najlepše na ovoj reči. I evo, neka Boži Boga sam trage sa vas. Această onoare. Le facem... numai împreună. Možemo da uradimo samo zajedno. Zajedno sa pesnicima, sa pisima srpskim. Nicio literatură din lume. U nijednoj književnosti sveta. Literatura română nu a fost tradusă. Rumunska književnost nije više prevođena nego na rumun, na srpskom jeziku. Oaspeții noștri sunt traduși în numeroase versiuni în limba română. Nașii gosti su prevedeni u više verzija na rumunskom jeziku.
la ultimele mari sărbători închinate lui Nichita Stănescu. Na, samo na ovoj posljednjoj svečanosti koju smo posvetili obeležavanju Nikite Staneskua. Au fost lângă noi mari poeți srbi. Bilo je, zajedno sa nama bili su veliki srpski pisci. Koji su nam na taj način učinili čast i nama i onima koji su došli da obeležimo zajedno ovu svečanost. Vreau să spun că ne cunoaștem mai bine geografia României. Vreau să spun că želim da podvučem da bolje poznajemo geografiju Rumunije. Datorită unor cărți extraordinare. I zahvaljujući nekim sjajnim knjigama. Unor itinerari poetice. Znači, nekim zajedničkim pesničkim putevima. Realizate de Adam Puslović. Koje su uradili Adam Puslović, Radomir Andrić. Sau Radomir Andrić. Fiecare oraș a obținut o efigie poetică datorită lor. Svaki je grad dobio jedan svoj poseban znamen zahvaljujući njima. Câțiva prieteni ai mei au scris aici teze de doctorat despre Vasco Popa. Nekoliko mojih prijatelja pisalo je i svoje doktorske dizertacije ovde u Temišvaru. Îi mulțumesc lui Slavomir Gvozdenović pentru Vasco Popa și pentru traduce. Hvala za prevode Gvozdenoviću i za Vasca Popu, doktorska teza. În ultimele zile am fost la o teză de doctorat susținută de Ion Radin Peianov. Ion Radin este un mare prozator român. Cel prozator care... Ion Radin da. Este un mare prozator. Pre nekoliko godina, pre 2-3 godine, prisustvovao sam jednoj doktorskoj disertaciji i Jovana Pejina, Ion Radin, rumunski pisac veliki, a inače porekla naše. Același om a tradus operele fundamentale ale Crnjanskog. Koji je preveo više fundamentalnih dela Miloša Crnjanskog. Crnjanski, care are statuje u Piața Unirii. Koji ima svoj spomenik na Trgu Jedinjenja, tamo gde je imao i svoju školu četvorogodišnju koju je završio u Temišvaru. Numele Uniunii Scriitorilor. U ime Saveza pisaca Rumunije. Vreau să vă mulțumesc. Želim da vam zahvalim. În felul în care sunteți alături de noi. Na način na koji ste zajedno sa nama. Sunteți întotdeauna alături de noi. Na način na koji ste oduvek zajedno sa nama. Sub semnul unei înțelegeri înalte. Pod znakom jednog visokog sporazumevanja. Și unei adevărate sărbători al literaturii. I pod znakom ove prave svečanosti književne. La 25-a aniversare a întâlnirilor noastre. 25-a godišnica ovih susreta. Aici, mulțumesc unui timp etern. Hvala jednom večnom vremenu. A scrisului, a poeziei. Pisanju, poeziji. Și sperăm unui viitor. I nadam se jednoj lepšoj budućnosti. Desigur, salut și pe vechiul prieten al meu, domnul Cornel Ungureanu. I naravno i druge pise ovde, rumunske pise, kao što je Lucian Alexiu. Și pe alt scriitor român de aici, cum este, de exemplu, domnul Lucian Alexiu. Naravno i sve vas, pisci srpske koji ste došli, kao što je gospodin Matija Bećković. Și bineînțeles și pe
și pe toți dumneavoastră care sunteți astăzi aici și pe domnul Matei Andrișcu, Voi Coniogo și pe ceilalți. Care sunt cu toții laureații acestui premiu. Mazijaške povelje, naravno, čestitam i njegovom prvosveštenstvu na ovom priznanju koje on i tekako zaslužio. Îl salut și îl felicit pe preasfinția sa, domnul Lukian, pentru această mare onoare literară. Od ove godine, zapravo, njegovo prvosveštenstvo je po pozivu i naš plan udruženja književnika Srbi. Deci este preasfinția sa, începând cu anul acesta, este membru al Uniunii Scriitorilor din Serbia, la chemare, dacă am tradus bine. Deci n-a cerut nimeni, nu l-a propus nimeni, ci noi l-am invitat să fie membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din Serbia. Eu am dus spisac dela, care prevea njegovu prosuștenstvo na narodni jezik. Deci lista ar fi lungă, dacă am menționa tot ce a tradus în, a adaptat și a tradus în limba contemporană preasfinția sa. Deci a cărților din aceste slujbe religioase care sunt în general cărți poetice. Ja ću pomenuti jednu zaista kapitalnu knjigu. Numai un titlu capital al unei cărți capitale. Postni triod. Este triodul de post. Triodul de post care a lipsit, cam lipsit în Biserica Sârbă. Naravno, tu su i druge octoi și stihire, minei, niz knjiga, preko 10.000 stranica. Deci toate cărțile întruchipând peste 10.000 de pagini traduse. I veoma bitno što su te knjige znači prevedene sa staroslovenskog, grčkog i tako dalje na narodni jezik. Aceste cărți au fost traduse în limba populară, limba contemporană. Njih nije, naravno, jednostavno prevesti. Tu este simplu să le traduci. Și ele, eu adaug, au lipsit aproape cu desăvârșire. Posebno što moraju da budu sačuvane i svojstva duhovnosti u tim. Deci trebuie toate păstrate toate particularitățile acelea specifice ale originalului. I kao što pojedini znalci, veći od mene, ona tu ukazuju kao profesor, recimo Dimitrije Kalezić, koji kaže da samo bogoslov i duhovnik može da prodre u smisao. Deci aceste cărți au fost apreciate de unul dintre cele mai mari nume ale profesorilor din rândul Bisericii Sârbe, Dimitrie Kalezić, a subliniat că numai un om al Bisericii, numai un om cu acest spirit poate să traducă asemenea cărți. Naravno, njegovo prosuștenstvo je i bogoslov i veliki duhovnik i znalac i sigurno da je u svetu... Sigur că preasfinția sa este un mare, nu numai om al bisericii, dar și un mare cunoscător al acestei problematici. Slažem se da, da su ovi, evo, 25 godina dani ovde preobraženski, sveto preobraženski, sigurno da nas i prizvali su, okupili i ovog puta, po 25. put i zahvaljujemo... Sigur că și aceste întâlniri, ediția 25-a ne-a adunat iarăși împreună atâția scriitori importanți. Evo, un prosuștensu koji nam omogućuje zapravo da se okupimo i u porti manastira. Trebuie să-i mulțumim și a preasfinției sale, care, iată, ne ajută, ne înțelege și ne ajută ca să putem să ne adunăm și în jurul mănăstirii Bazjaš. Stvari, to što mi svi zajedno činimo zapravo uz pomoć i... Ceea ce facem cu noi toți împreună, sigur, cu sprijinul preasfinției sale. Da, evo, Sveto Preobraženje, dočekujemo i ovde u Temišvaru, u Bazjaši, u Prisiji. Ziua schimbării la față să o întâmpinăm așa cum se cuvine și aici și la Bazjaš. Tako, evo, danas u Srbiji, svuda, obeležavaju se i u Žiči,
i u mănăstiri, isto deci, tako, în, de omrăženia. În, două mănăstiri importante, zilele schimbării la față sunt sărbătorite în mod deosebit, există și un festival la mănăstirea Jicea și asta la fel ca și acesta de aici. Naravno, ja se pridružujem čestitanjima. Și eu vin cu felicitările mele în numele colegilor mei. Narod, da nam Bog da, da se u dobru viđamo i u ljubavi Božjoj. Și cum spune neamul nostru, să ne dea Dumnezeu să ne vedem numai la bine și numai cu fapte bune.